Grup Feroviar Român a depus săptămâna aceasta garanția de 20,2 milioane de euro necesară pentru preluarea CFR Marfă. Termenul limită pentru depunerea acestei garanții era 4 octombrie conform hotărârii pentru aprobarea condițiilor principale ale contractului de vânzare de acțiuni între stat prin Ministerul Transporturilor și Societatea Comercială Grup Feroviar Român, vânzătorul, cumpărătorul și un agent escrow trebuiau să încheie în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare de acțiuni 2 septembrie, un contract escrow având ca obiect în principal plata de către cumpărător a sumei de 90,4 milioane lei, reprezentând 10% din prețul de cumpărare în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii contractului de escrow. Modalitatea de plata a prețului de cumpărare a pachetului de 51% din capitalul social al CFR Marfă de 904,98 milioane lei este plata integrală la data finalizării și constă în încasarea de către vânzător de la cumpărător a următoarelor sume de bani, echivalentul în lei al sumei de 10 milioane euro constituită de cumpărător cu titlu de garanție de participare. Suma de 90,498 milioane lei reprezentând fondurile din contul escrow și diferența de preț până la concurența prețului de cumpărare oferit. Finalizarea vânzării, cumpărării, pachetului de acțiuni, constând în plata prețului de cumpărare și în transferul titlului de proprietate asupra pachetului de acțiuni ce face obiectul vânzării cumpărării, era condiționată de semnarea contractului de escrow și depozitarea de către cumpărător a sumei de 90,4 milioane lei în în contul escro. Termenul până la care Consiliul Concurenței trebuia să dea un răspuns este de 5 luni de la primirea documentației complete. Compania Grup Feroviar Român a fost declarată pe 20 iunie 2013 câștigătoarea competiției pentru privatizarea CFR marfă, iar contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de 51% din capitalul social al societății către societatea Grup Feroviar Român a fost semnată în data de 2 septembrie 2013. Prețul oferit de GFR a fost de 202 milioane de euro. În plus, Grup Feroviar Român și-a asumat investiții de aproximativ 900 milioane de lei la CFR Marfă. Sunt Silviu Calotă, iar locomotiva pe aburi a guvernului poate să tragă după sine încă o privatizare de succes.